Primarul rădăuților, Bogdan Loghin, a invitat directorii de școli de pe raza localității la o întâlnire în care s-a ridicat problema banilor colectați de la părinți pentru fondul clasei sau pentru fondul școlii. După întâlnire, primarul a transmis un mesaj în care arată că părinții nu trebuie să dea niciun leu. Unitățile de învățământ primesc fonduri pentru funcționare din bugetul local al primăriei, la care se adaugă sponsorizările, fondurile europene și fondurile venite benevol prin asociațiile de părinți care au personalitate juridică și care dețin o formă legală de funcționare, demonstrând transparență fiscală. Nu se admit alte forme de colectă venite de la părinți și așa greu încercați de toate neajunsurile vremurilor complicate pe care le trăim. În acest sens, pe 20 septembrie am convocat în sala de ședințe a primăriei toți directorii unităților de învățământ din municipiul Rădăuți, discutându-se exact aspectele menționate mai sus. De la draperii, covoare, flori, medalii, diferite obiecte biro și sau electronice, costurile acestora nu trebuie să fie suportate de părinții elevilor din unitățile de învățământ, a arătat Bogdan Login într-o postare pe pagina sa de Facebook.